M-am născut într-o familie numeroasă la Reșița. Când eram mic, mă ducea mama la biserică și am avut două dorințe în inimă și două vise. Unul era să cânt și al doilea era să predic Evanghelia. Când vedeam un predicator înflăcărat, închideam ochii și spuneam, într-o zi o să predic și eu Evanghelia lui Iisus Hristos. Numai că tatăl meu m-a dus la sport, am făcut 22 de ani gimnastică artistică și aceste calități pe care Dumnezeu le-a pus și pe care eu trebuia să le dezvolt, le-am îngropat undeva și am ajuns să performez doar din punct de vedere profesional și acolo în activitatea pe care o aveam în acest sport gimnastică artistică. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că azi lucrurile s-au schimbat. Am început să scriu cântece, poezii, am început să-L laud pe Dumnezeu prin tot ceea ce fac și îi mulțumesc pentru lucrul acesta. Un alt cântec pe care l-am scris cu lacrimi, mai ales știind că am experimentat tot ce scrie în aceste versuri, l-am scris după ce am scris acest cântec care l-am cântat înainte. Dacă vreți, acest cântec exprimă o stare emoțională pe care am avut-o în 2007, în momentul în care am intrat în Biserica lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că cea mai mare realitate a vieții mele am trăit-o în 2007, și anume, eram și atunci angajat în Ministerul Apărării Naționale, deci trecusem testul psihologic. Eram sănătos mental. Dar am intrat în biserica aceea și după o pauză de mai mult de 10 ani în care n-am mai intrat într-o biserică, vreau să vă spun un lucru. Dumnezeu mi s-a revelat, am fost cercetat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și am stat în prezența unui Dumnezeu care a creat cerurile și pământul. Mi-au tremurat picioarele de frică când am simțit și am experimentat autoritatea, puterea, măreția lui Dumnezeu. Dar am avut și curajul să ridic privirea de jos, pentru că simțeam în acea autoritate și putere o dragoste care îmi spunea, vreau să-ți schimb viața. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Așa am ridicat privirea în sus și am scris acest cântec frumos. Privește în sus. Cel mai important lucru în viață este ca la finalul ei să ne uităm în urmă cu bucurie, știind că am alergat pe calea credinței și am făcut fapte bune care ne vor lăuda într-o zi în împărăția lui Dumnezeu. Când m-am trezit la 24 de ani într-o biserică în prezența lui Dumnezeu, în prezența unui Dumnezeu pe care nu l-au descoperit nici cei mai buni filozofi, dar un Dumnezeu care s-a lăsat descoperit într-un rug aprins, un Dumnezeu care se descopere copilașilor, un Dumnezeu care revarsă Duh Sfânt acolo unde vrea El, chiar și într-un lot național, acolo unde am experimentat cu toții umplerea cu Duhul Sfânt și momente extraordinar de frumoase. M-am uitat în urmă la 24 de ani și mi-a fost frică. Pentru că era doar dezastru în urma mea. Mi-era rușine de mine, mi-era frică în prezența lui Dumnezeu. Dar îi mulțumesc că astăzi lucrurile s-au schimbat. Au trecut aproape 6 ani de când alerg pe calea credinței. Și v-am spus în spaniolă, poate nu foarte bine, dar spun în românește. Declar cu toată sinceritate și o conștiință curățită în sângele lui Iisus Hristos. Iisus Hristos este Domnul. Binecuvântat să fie numele Lui. Când m-am uitat în urma mea atunci, mi-am dat seama și vă spun prin aceste versuri, care spun așa, privește acum la tot ce ai strâns în pumnii tăi, la ce ai iubit și ți-ai dat seama, totul are un sfârșit. Deci ai lăsat în urmă, nu ești mulțumit.